Dacă sunteți perfect sănătoși, nu ați călătorit în străinătate recent și nu ați intrat în contact cu o persoană care a călătorit în afara țării, vă așteptăm să treceți pragul centrului de transfuzie din Suceava. Vă mulțumim pentru înțelegere, ne bazăm pe ajutorul dumneavoastră. Este mesajul transmis de Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava pe pagina de Facebook a instituției. Noi am făcut un apel sucevenilor, dar în special doar celor care sunt în stare de sănătate perfectă, care nu au venit din străinătate în ultima lună și care nu au venit în contact cu persoane venite din străinătate în ultima lună. Ne bazăm mult pe simțul lor de responsabilitate și dacă ar putea să se prezinte la donare. În ultima săptămână, cam în ultimele 7-8 zile, a scăzut dramatic numărul de donatori. Și facem un apel la donare, la persoanele sănătoase, având în vedere că spitalele funcționează, că bolnavi sunt cu diferite patologii, chiar dacă este pandemia de COVID-19, sângele este necesar, că sunt bolnavi cu diferite patologii și în continuare este necesar de sânge. Programul Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Suceava nu a fost modificat, doar timpul de așteptare la recoltare poate fi un pic mai mare decât de obicei. Funcționăm după programul normal, doar că se merge o idee mai încet din cauza criteriilor de selecție și a procedurilor care sunt un pic mai prelungite. Timpul de așteptare este o idee mai mare de obicei, dacă sunt persoane mai multe, dacă sunt câteva persoane, atunci se merge repede, fără probleme. Doar un pic timpul de așteptare s-a prelungit. Având în vedere că se intră câte 2-3, se așteaptă, se iese, adică ca peste tot un pic, merge un pic mai lent. Pentru că cererea de sânge de la spitale a mai scăzut, Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava face față solicitărilor deocamdată. Nu se știe însă pentru cât timp. Cerul să știți că a scăzut și atunci reușim să facem față deocamdată. Deocamdată, dar nu pentru foarte mult timp. Nu știm, nu știm ce va urma în continuare, dar și necesarul, deci livrarea spre spitale, necesarul lor a scăzut, având în vedere că se operează doar urgențe. Și atunci reușim să ne descurcăm cât de cât. Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Suceava este situat lângă Inspectoratul de Poliție Județean Suceava. Program de donare este de luni până vineri, între orele 8 și 13.